te-a luat cineva sub aripă, cum se zice, adică cum ești la sportiv, intri în vestiar, tu ești ăla de 16 ani, ești promițător, dar trebuie să aibă unul grijă de... Am lucrat cu Smiley la începutul carierei mele, el a fost cel care a avut încredere în mine, dar eu m-am întreținut, adică a trebuit să vând haine, să altceva. Ai mei îmi dădeau tot ce aveau, doar că eu nu știam să-i gestionez, să-i împart bine, cheltuiam în primele zile, îți dai seama. Și după aia? Da, și după asta un camp ofulețe. Ai mâncat pufuleți, Moris? Cum să nu? Am spart pufuleții de la ea. Se umfla? Stai seama, sănătate, da, n-aveai. Da, da. După asta am obținut o sponsorizare cu o firmă și îmi dădeau batoane de alea proteice. Ai trecut. Alivel, ai trecut de la pufuleți la batoane? Da, dar da. Numai asta mâncam, ești nebun. Mâncam și de piept de pui și de orez batonat. Ai mâncat la batoane proteice? Da, da. Aveam un mic dejun, mâncam 3 batoane de alea, 2 batoane și un pahar de lapte, mi se părea că l-am luat pe Dumnezeu de picior. Dar nu, pufulețe erau sfinți, crede-mă. Da? Da. Erau de bataua de ploaie, indiferent când ai nevoie. Da, da, da. Bun, și la mine, militare, acolo? Acolo sală faimoasă aia, acolo. La metrou? Acolo, da, s-au antrenat mulți campioni. Acolo am fost prima dată cu domnul Florin Uceanu, un maestru al sportului. Da. După care am mers cu fratele meu, cu tovarășul meu, cu Marius Mitrache, salut dacă se uită la treaba asta, care este unul dintre cei mai iubiți culturiști. Acum face o treabă extraordinară în online. Câștigă titluri ori de câte ori vrea. Da? Da. Și acolo merge să ne antrenăm. Sunt fiare serioase acolo. Asta voiam să zic. Sunt acolo, fiare serioase, da. Și acolo simți că te antrenezi în stilul la old school cu rugina pe fier. Da, cu, simți fierul pe palmă. Vii cu bătături acasă. Da. Și acolo sunt niște culturiști. Am văzut prin cartier. Culturiști, sensul ăla din dicționar. Exact, nu ducem noi. Dă-te. Și nu prea te duci dacă nu te pricepi. Nu contează. Important să te duci. Adică nu toată lumea trebuie să arate fix ca un culturist. Dar pentru sistemul vostru, pentru circulație e bine. Pentru musculatură, pentru psihic, e bine să faci sport. Nu te uita la mine, da. Nu, mă, lasă că ești bine. Da. Tu muncești mult, probabil. Da. Ești, da. Ești angrenat în fel de fel de proiecte și n-ai ce. Deci sala aia e adevărat faimoasă, așa că este e legendar faimoasă. Acolo, da, cartier. Adică legendar. Te duceai fierul fier. Te duci la punctul kick pun lovit. Știi ce faci acolo? Acolo se antrenează sportiv. Mai e acum? Este, da. Deci sala funcționează doar puțin, câteva ore. E 91-92, deci are undeva la 30 de ani. Matematica ta e impecabilă. Da. Nu m-a trădat, nu. Dacă am reușit din 91-92 să dea 30 de ani până acum. Bun, dar pe partea asta altă cu fotbalul, n-ai jucat așa mai departe. Bă, dar dacă aveți o minge, de Craiova... arăt, pot să jonglez multe pe cap, altceva nu știu. Da? Adică nu te mușcă mingea de nas? Nu, nu o dau cu stângul în drept, dar nu știu câtă rezistență am în teren. Am jucat odată într-o sală, da. Am alergat de 3 ori și am zăpăcit. Deci nu merge asta că dacă faci sală, ai doar bașa la sală, pe... La sală nu alerg cu bandă, la sală merg în pantă ca să consum calorii, dar să nu-mi ard musculatura. Stai, ne pierdem, ne trebuie să le notăm. Deci dacă mergem în pantă... Dacă alerge, posibil să-ți arzi musculatura. Eu merg cu... Dacă ai. Da, bine. Dacă ai, da, normal, dacă normal. Nu, ce să arzi. Între 4,2 și 5 km pe oră merg, asta bun, e viteza și inclinație maximă. Asta știu, să faci aia, așa de simți că te duci cu roatele exact, în spate. Exact, așa consum cât mai multe calorii. Calorii. Bine, nu sunt foarte multe, consum 300-350 într-o oră. Adică, e un baton de sneakers. Exact. Nici măcar, batonul ăla, nu știu. Are care, 450? Da, ceva de gen, da. Deci stai mă, Alex, noi trebuie să mergem pe banda înclinată o oră jumate ca să putem să mâncăm o bucată de ciocolată? Da. Păi nu mi se pare corect. Păi nu e corect și asta te face să nu mai vrei batonul ăla. Când te gândești câtă muncă ai depus, te gândești... Nu, mă face să nu mai merg la sală. Tu gândești așa. Da, băi, da, eu mă gândesc așa. Da, ia zi-mi, tu nu consumi din astea? Deloc? Adică ce? Să faci poftă și de asta? Da. Ba da, mă, în pandemie am mâncat... Păi da, dar tu le și arzi. Na, da, nu am ținut așa cont de dietă. Mi-am propus că atunci când intru în pandemie, când am, în martie anul trecut, când am zis, mamă, ești robot. Mi-am luat bandă acasă. Da. Aveam, bine, m-a prins ca pe croitor fără pantalon, dar mi-am făcut rost repede de o pereche de gantere de alea reglabile. Se duceau până în vreo 52 de pounds. Sau în vreo 25 de kg, ceva de genul. Stai un pic. Deci tu ridici gantere, haltere. Da, mă, gantere. Gantere. Pentru biceps, da. 25. Fac cu vreo 30 pe braț. Atunci când sunt în formă și sunt ori în perioada de bulking, când sunt mai balaur, atunci fac cu vreo 28-30. Am adus 3. Bine, acum, dar nu contează asta. Pot să, acum fac cu 20-22, cam asta e greutatea cu care lucrez, acolo mă simt bine. Și depinde ai și ce să mă faci de, să nu, ne faci de râs, e irrelevant cu kilogramele cu care lucrez, nu trebuie să alergăm după kilograme, e important să facem cât mai corect poziția brațelor să fie corectă sau poziția corpului în general, indiferent de ce exercițiu faceți. Și nutriția, evident, contează foarte mult. Și odihna, aici ne pierdem, hidratarea. La nutriție ne pierdem.
Hidratare, nu merge să bei, da, să te distrezi, să păi faci uite, o... apropo de hidratare, dar e un lucru extrem de serios. Aici la masă Victor Hănescu a mai povestit treaba asta, a venit și a spus așa: domnule, și eu de fiecare dată după Wimbledon, atenție, competiție importantă, mă hidratam, zice Cobericioic. Două, trei, cum era? Că mă hidratam. Normal, normal. Bine, dar să nu bei, să faci abuz. Nadal la 17 ani venea cu un băiat după el, deja l-avea, care îi spunea: cât ai jucat? Două seturi, trei seturi, cât a durat? O oră jumătate. Atâta apă trebuie să bei. Bine, stai al nivel. Nu bei, da, da. Noi românii nu suntem atât de răsfățați, știi? Dar hidratarea merge cu bere? Adică... Depinde. Da, dacă bei să... una, bănuiesc că nu îți face prea un rău. Chiar e indicată, nu știu. Da? E indicată. Nu știu, unii folosesc bere. Bine. Am vara, nu știu, dacă în sport. Habana, nu știu cum. Nu știu ce păi să... rep, eu nu beau bere. Ea e celebră. Nu cu apă bei, apă joci. Deci atunci ce facem? Așa a zis Dănuț Lucu. Îi turna apă și ai să oprește, mă, ce faci? Păi zice, aveți meci, du-te, bă, pune niște vin, ca apă bei, apă joci. Și de aici a plecat, știi? Da. Uite și la Cristiano Ronaldo. Ai văzut acum, a aruncat alea, le-a dat de-o parte și a zis... Ia. Ai adus... Da, nu stai să... Ia. Stai așa să văd. Ia, fiți atenți. Hai că n-am mințit. Bă, băiatule, bă! Da, unde-i învățat asta? Da, că mi-a căzut la valiză. Da. Unde-i învățat asta? E, mai fac tricuri așa cu piciorul cu astea. Vă arăt după asta la pauză. Care pauză? Că n-avem. A, n-avem pauză? N-avem. Atunci de sară. Nu știu ce să-ți arăt acolo. Da, mă, nu aduc acum. Când îl mai prindem? Ia. Hap! Bine, nu? Și-am dat... Hai, bine, fie. Bam, și-am dat. Bă, băiatule. Măcar atât. Da. Da, da, bun. Da, ușor, Silvica, să nu spargem ceva pe aici. Dar zi-mi... Și, ți-a plăcut, nu? Da. Și atunci cum zici că leșin la fotbal? Ba, asta e mingică reală, nu știu, giumbușluc. Nu e. Păi nu, te duci în față la pomană, cum se zice. Nu vreau. Să leargă puțin. Adă repede pasă. Adă repede toți, nu, da, nu toate vigile la mine. Da. Dar cu Craiova, cu echipa, bine, mi-e și frică să te întreb cu care Craiova. Am pierdut legătura cu fotbalul. Nu mai știu cine e antrenor, știu că a fost la un moment dat domnul Cârțu. E Adi Mutu. Să ți-a știu. Da. Acum, dar pe în perioada aia, doamna Cârțu a fost directoarea școlii în care am terminat eu, școala 37 Mihai Eminescu. Vă salut și vă pup, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine, doamna Cârțu. Foarte tare asta, nu știam, da? Am un tricou, da, alb-albastru, pe care scrie Alex Velea. Deci ai rupt legătura. Acum știi că sunt două echipe din Craiova în prima ligă. Da, știu, știu. Ceea ce e important, contează mai puțin că una e al Mititelu. Am mai fost așa odată, Electroputere și Universitatea, da, Craiova. Corect. Și Electroputerea dar niște jucători. De la Adi Ilie, la Adi Ilie, da. Claudiu Niculescu și așa mai departe. Da, Ciulescu, da, mi se, da, pare, sau cine a mai fost pe acolo. Am pierdut legătura cu fotbalul, sunt șoarece de studio, stau numai în studio. Am rutina mea, de multe ori n-apuc să mă bucur de viața pe care o am, ce mi-a lăsat Dumnezeu, familia frumoasă pe care o am, pentru că sunt adânc băgat în muncă. Cât stai? Mult rău. Mult rău. Mult, de dimineața până seara. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.